În această lecție vom vorbi despre transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale și ne propunem un exercițiu de transformare a câtorva fracții ordinare în fracții zecimale. Începem cu prima fracție, 3 supra 4. Pentru a putea transforma pe 3 supra 4 în fracție zecimală, trebuie să ținem cont de faptul că linia de fracție înseamnă împărțire. Deci 3 supra 4 înseamnă 3 împărțit la 4. Deci avem de efectuat, practic, o împărțire de două numere naturale. Efectuăm împărțirea lui 3 la 4. 4 în 3 intră de 0 ori. 0 ori 4 este 0. Prin scădere ne rămâne 3. Coborâm următoarea cifră, care este o zecimală, și adăugăm virgulă atunci la cât. 4 în 30 intră de 7 ori. 7 ori 4 este 28. Prin scădere ne rămâne 2 și coborâm încă un 0. 4 în 20 intră de 5 ori. 5 ori 4 este 20. Deci am terminat împărțirea. 3 supra 4, în concluzie, este egal cu 0,75. Deci, pentru a transforma o fracție ordinară în fracție zecimală, trebuie reținut faptul că linia de fracție înseamnă împărțire. Deci împărțim numărătorul la numitor. Transformăm în continuare următoarea fracție, 6 supra 25, în fracție zecimală. Reținem faptul că linia de fracție este împărțire. Deci 6 supra 25 înseamnă 6 împărțit la 25, care este egal cu, ne scriem în dreapta, 6 împărțit la 25. 25 în 6 intră de 0 ori. 0 ori 25 este 0. Prin scădere ne rămâne 6 și coborâm următoarea cifră, o zecimală. Adăugăm deci virgulă la cât. 25 în 60 intră de 2 ori. 2 ori 25 este 50. Prin scădere ne rămâne 10 și coborâm încă un 0. 25 în 100 intră de 4 ori. 4 ori 25 este egal exact cu 100. Iată deci, 6 împărțit la 25 este egal cu 0,24. Trecem la următoarea transformare a fracției 11 supra 8 în fracție zecimală. Este egal cu 11 împărțit la 8 și ne efectuăm direct împărțirea, 11 împărțit la 8. 8 în 11 intră o singură dată, 1 ori 8 este 8, prin scădere ne rămâne 3. Coborâm următoarea cifră, un 0. 8 în 30 intră de 3 ori, 3 ori 8 este 24. Prin scădere ne rămâne 6, coborâm încă un 0. 8 în 60 intră de 7 ori, 7 ori 8 este 56. Prin scădere ne rămâne 4. Continuăm împărțirea, coborâm următoarea cifră, un 0, 8 în 40 intră de exact 5 ori, 5 ori 8 este 40, deci am terminat împărțirea, 11 împărțit la 8 este egal cu 1,375. Următoarea transformare, transformăm fracția 5 supra 6. În fracție zecimală. Ceea ce înseamnă, din nou, că vom efectua o împărțire, împărțirea lui 5 la 6. 6 în 5 intră de 0 ori, 0 ori 6 este 0, prin scădere ne rămâne 5 și coborâm un 0. O zecimală, deci punem virgulă și la cât. 6 în 50 intră de 8 ori, 8 ori 6 este 48. Prin scădere ne rămâne 2 și coborâm un 0. 6 în 20 intră de 3 ori. 3 ori 6 este 18. Prin scădere ne rămâne 20. Ne rămâne 2, adăugând următoarea cifră ne rămâne 20. Ceea ce observăm este că din acest moment, după fiecare scădere, vom obține un 2, coborând un 0 vom obține un 20. Deci urmează a ni se repeta cifra 3.
Astfel, am obținut o fracție zecimală periodică, 0,8 și 3 în perioadă. Următoarea și ultima împărțire, 14 supra 3, care ne conduce la împărțirea 14 împărțit la 3. 3 în 14 intră de 4 ori, 4 ori 3 este 12, prin scădere ne rămâne 2. Coborăm următoarea cifră, aceasta este o zecimală, deci adăugăm virgula la cât? 3 în 20 intră de 6 ori, 6 ori 3 este 18, prin scădere ne rămâne 2. Coborând următoarea cifră, obținem din nou pe 20. Deci, ceea ce observăm și în această situație, am obținut o fracție zecimală periodică, deoarece urmează a ni se repeta la nesfârșit cifra 6. 14 supra 3 este deci o fracție zecimală periodică. Dacă alegem să o transformăm, 4,6 în perioadă. Reținem deci, pentru a transforma o fracție ordinară în fracție zecimală, pasul este simplu, respectiv împărțim numărătorul la numitor, ținând cont de faptul că linia de fracție înseamnă o împărțire. Mult succes în continuare!